Bun găsit, dragi copii! Astăzi, în ora de arte vizuale și abilități practice, vă invit într-o călătorie minunată în lumea elementelor de limbaj plastic. Vă amintiți despre ce element de limbaj plastic am vorbit ora trecută? Sigur, era vorba despre punct. Iată că într-o bună zi s-a hotărât să facă o mică plimbare. Dintr-o săritură a ajuns pe scaun și apoi jos pe podea. Doar că, plimbându-se înainte și înapoi, în urma lui a apărut o linie. Astăzi, la ora de arte vizuale și abilități practice, vom studia un alt element de limbaj plastic, și anume linia. Vom afla ce este linia ca element al limbajului plastic, ce putem reda cu ajutorul liniei și vom vorbi despre tipurile de linii. Curios din fire, punctul porni într-o minunată călătorie a elementelor de limbaj plastic. Păși cu grijă până ieși din casă. Apoi, dintr-o săritură, ajunse pe un drum pietruit. Privi împrejurul său. Ce minunății! De bucurie, începu să se miște de la stânga la dreapta. Privea uimit. În urma lui apăreau linii orizontale. Dacă se mișca de sus în jos, liniile erau verticale. Alergă apoi printre florile gingașe, iar liniile care se formau erau curbe. Dintr-o dată, ochii se opriră asupra caselor. Observă apoi că erau astfel de linii orizontale, verticale și curbe și pe acele clădiri. Dar în același timp, văzu că el nu obținuse un tip de linii care se vedeau pe case. Voi, copii, ați observat care sunt aceste linii? Dornic să vadă cât mai multe lucruri noi, punctul porni din nou la drum, până ajunse într-o poieniță. Aici, încremenit de parfumul florilor, de frumusețea ciupercuțelor, care își ascundeau timide pistruii de pe față, dar și de măreția copacilor care își îndreptau trunchiurile groase către seninul cerului, punctul se opri o clipă. Câte linii erau în jurul său! Dar jucăuș din fire porni din nou la drum. Încotro oare? Acum, punctul privea culmile rotunjite ale unor dealuri blânde. Se gândea ce fericit ar fi dacă ar ajunge la linia aceea unde cerul se unește cu pământul. Oare va putea atinge norii pupoși? Voi ce credeți? Văzând că nu reușește să atingă cerul, hotărâ să urce pe munte, convins fiind că de aici îi va fi ușor să mângâie norii. Dar crestele ascuțite ale munților, ca niște linii frânte, îi dădeau senzația de răceală și duritate. Nu erau ca liniile curbe ale dealurilor, care îi dădeau senzația de calm și armonie, sau ca liniile verticale din care erau formate trunchiurile copacilor, ducându-l cu gândul la înălțare, la spiritualitate. Astfel că, obosit de drumul lung, punctul făcu o săritură și ajunse în culorile strălucitoare ale curcubeului. Voi știți care sunt acestea? Vă rog să pregătiți acum o foaie de desen, un creion, un pix cu gel, carioci, creioane colorate, pensule de diferite mărimi și acuarele. Vă amintiți ce s-a întâmplat atunci când punctul a început să se deplaseze? După cum ați observat, amprenta, adică urma lăsată de un punct în deplasare, formează linia. Cu alte cuvinte, linia este compusă dintr-un șir neîntrerupt de puncte, parcă lipite unul de altul. Să observăm acum unde poate fi întâlnită linia.
O putem vedea ca element al formelor în natură. Desenul de pe nervurile frunzelor, de pe corpul animalelor, de pe aripile fluturilor. De asemenea, putem întâlni linia ca ornament pe obiectele create de om. Totodată, o vom întâlni ca element de construcție plastică, dând formă, volum și culoare. Iată aici câteva lucrări ale unor pictori celebri care au utilizat linia în compozițiile lor. Putem clasifica liniile după mai multe criterii. Astfel, după poziție, avem linii orizontale, care dau senzația de liniște, calm, stare de repaus. Linii verticale, care dau senzația de înălțare, stabilitate, spiritualitate. Și linii oblice, care dau senzația de mișcare, agitație, instabilitate. Dacă ne referim la criteriul grosime, întâlnim linii subțiri, care pot fi redate de mina creionului, penița stiloului sau pensule foarte subțiri, și linii groase, pe care le putem reda cu ajutorul unei pensule cu vârful mai gros. După formă, întâlnim linii drepte, care sunt semnele echilibrului. Liniile curbe, care sugerează armonia, melancolia, și liniile frânte, care sugerează neliniște, duritate, rigiditate. După modul de trasare, întâlnim liniile continue, care la rândul lor pot fi modulate atunci când au diferite îngroșări sau nemodulate atunci când au aceeași grosime, fie subțiri, fie groase. Și întâlnim liniile întrerupte, care pot fi folosite la un contur fragmentat. Vă provoc acum la un exercițiu. Gândiți-vă la litera de tipar inițială a prenumelui vostru. Aveți la dispoziție 2 minute să desenați, folosind un instrument la alegere, un obiect pe care îl utilizăm la orele de arte vizuale și abilități practice, format din liniile identice inițialei prenumelui vostru. De exemplu, inițiala prenumelui meu este S, de la Simona, iar litera S este o linie curbă. Eu voi desena un obiect format din linii curbe. Linia poate fi redată prin următoarele tehnici și procedee de lucru, prin trasare sau hașurare. Trasarea este însemnarea liniei pe o suprafață cu un instrument de lucru. Hașurarea presupune trasarea de linii paralele sau întretăiate pentru a reda forma obiectelor, volumul sau alcătuirea. Pentru consolidarea noțiunilor despre linie ca element al limbajului plastic, vă propun următorul joc. Cerința exercițiului este să unim imaginile cu tipurile de linii cerute. Liniile frunte. Vom uni imaginea potrivită. Apoi liniile orizontale. Liniile oblice. Liniile verticale. Și liniile curbe. Verificăm. Super, am găsit soluția corectă.
Povestea zmeului de hârtie. Zmeul, cuvânt care provine din limba slavonă zmi, ce înseamnă balaur, șarpe, este o jucărie făcută din hârtie sau pânză, fixată pe un schelet din lemn, manevrată cu ajutorul unor sfori, care este înălțat în bătaia vântului. Originea zmeului, potrivit textelor chinezești antice, trebuie căutată aproximativ în secolul al IV-lea înainte de Hristos. Primul zmeu a fost realizat de filozoful chinez Mo Zai, care, după o cercetare minuțioasă care a durat 3 ani, a realizat o pasăre zburătoare din lemn. Pasărea a zburat doar o zi și s-a stricat. Această pasăre de lemn este însă considerată a fi primul zmeu. Mai multe legende orientale menționează zmei zburători, purtători de oameni, și chiar celebrul explorator Marco Polo, care a ajuns în China în anul 1275, precizează în însemnările sale despre chinezi că erau în stare să construiască zmei atât de mari încât să ridice un om. Împărații chinezi foloseau zmei în timpul conflictelor pentru a comunica informații trupelor, iar vechile armate le înălțau pentru a trimite mesaje, a măsura distanțe, dar și pentru a-i înspăimânta pe adversari. Documentele vremii consemnează că generalul Hang Xin, apreciat ca unul dintre cei mai străluciți strategi militari, a hotărât ca în timpul unei bătălii să se ridice noaptea târziu sute de zmei deasupra taberei adverse. Sunetele emise de zmeile purtate de vânt i-au făcut pe inamici să creadă că sunt avertizmente de la zei și au părăsit în fugă câmpul de luptă. În Occident, zmeul a ajuns la sfârșitul secolului al XII-lea, iar după anul 1800 a fost utilizat mai ales în domeniile militar și științific, în timp de război, pentru observarea liniilor inamicului, în meteorologie sau în transmisiuni radio. Recorduri legate de înălțarea zmeilor. Cea mai mare înălțime la care a fost înălțat vreodată un zmeu este de 9740 de metri în anul 1979. Zmeul cu cea mai mare lungime, de 1034 de metri, a fost construit în 1990 de către un francez. Zmeul cu cea mai mare suprafață îi aparține unui pasionat de acest joc din Noua Zeelandă și are 1000 de metri pătrați. Cea mai mare durată de zbor a unui zmeu a fost de 180 de ore și 17 minute, iar cea mai mare viteză de zbor a fost atinsă în anul 2009, 212 km pe oră. Ca și activitatea asincron, vă propun să desenați un zmeu, pe care apoi să-l decorați cu diferite linii, folosind diverse instrumente de lucru, creioane colorate, carioci, pixuri sau acuarele. După realizarea lucrărilor, le veți posta urmând linkul de mai jos. Și vom obține un văzduh plin de zmeie vesele și colorate. Până data viitoare, vă doresc să aveți spor și multă imaginație pentru a realiza lucrări minunate.